din studiourile Antena 2. Gazda dumneavoastră Andrei Duban vă invită la Late Night Show. Late Night Show. Gata, a venit. Bună seara! Bună seara, dragi prieteni! Bine v-am găsit! Bine v-am regăsit, gata, am venit, formulă completă la Late Night Show, au venit toate fetele din Dubent, mi-a luat pâinea, gata, cât de fericit am fost aseară, mai spuneam și eu din când în când, Late Night, gata, a venit titulara de contract, da, mă bucur, cum să nu, mă bucur, s-au dezăpezit toate. Și când? Tocmai astăzi, de Valentine's Day, Doamne! Acum trebuie să vă spun ceva de la început. Ce ați văzut aseară a fost o excepție. Am fost primii după 12 noaptea, inimioare, balonașe, declarații, renovat de jurăminte. Dar gata, nu mai pot! Deci unde dădeam și frigiderul dacă îl deschideam? Și de acolo ieșeau trei inimioare și ziceau: ce Valentine's Day, ce mă ciocolățică mi-ai luat, și ce flori, și... Nu mai pot, gata. Gata, ne-au spălat creierii americanii ăștia, nu se poate. În primul rând, n-am văzut pe nimeni să intre în isteria asta de Dragobete. Mă rog, sau comercianții s-au gândit, stai așa că poate totuși jucăm la două capete. Ca până la urmă să-mi dau seama că treaba e mult mai complicată. Este de fapt... vorba unui prieten de-al meu, ce dom'le, este Sfânta Treime a femeii. Cum adică, dom'le, Sfânta Treime? Păi da, pentru că ele țin cu sfințenie astea trei sărbători: Valentine's, Dragobete și 8 martie. Pardon, 1 martie și 8 martie. Stai mă că sunt 4 de fapt. Mă rog, mă mai gândesc eu la o formulă. Dar gata, am preferat astăzi să mă uit mai bine la filmulețul ăla cu fostul premier în Pardonul Gol, înțelegi? Decât să mai văd emisiuni. Toate emisiunile erau cu bot în bot, cu ciocolățică în ciocolățică, cu inimioare strecurate, că a plouat cu inimioare și afară era zăpada cât casa. Deci gata, nu mai adică vorbim astăzi de Valentine's, dar bineînțeles împotrivă. De aceea o să am și doi invitați, o să vedem de care parte a baricadei se vor situa. Până atunci mă reîntorc la fostul premier. Dom'le, ce atâta scandal, dom'le? A apărut omul în Pardonul Gol, cum am spus, și nimeni, cred că, nu a observat acest lucru. Sigur, poate băieții de pe strada ailaltă, că n-avea tocmai, astăzi de Valentine's Day, n-avea fundul în formă de inimioară. Cum ne place nouă... Cum ne place nouă, băieților, să ne uităm la fete sau în revistele pentru adulți și spunem la câte una: ia uite aici, ce inimioară, ce inimioară. Asta e limbajul nostru codificat, uite că am dat din casă. Și am mai observat un lucru, spuneam, văzându-l așa nud, n-au rămas urme prea mari de la domnul președinte. Deci nu l-a călărit, domne, atât de rău precum se spune. Dar gata, gata și cu clipul. Am mai văzut zilele acestea că se protestează împotriva ACTA. Și sunt unii și pro și contra, au trimis tot felul de protestatari care mai colorați. Ce este foarte important este că cei de la rețeaua de hacker Anonymous au mult mai multe vorbe la ei decât următorul protestatar pe care vi-l supun atenției. Am venit să nu ne oprească netul, să ei ne pune pirateria la muzică, la jocuri, la filme, așa, și să ne dea, cum zice, ei să ne oprească toată netul. Să auzită la, cum, să nu ne oprească netul, autorzit, la toate jocurile. Și am venit aici să stăm ACTA. Ce înseamnă ACTA? ACTA ne oprească, autorizice, să, cum zice, să ne zică la ei că înseamnă că să avem autorizi la ei. Tu ești de acord cu pirateria? Cam da. De ce? Pentru că am eu un site de muzică și facem rost de muzică să să zice la ei, să ia, să nu ne oprească Facebook-ul, iTunes. E, cum e? Aș vrea să-l revăd pe parcursul serii. Dar lăsăm introducerea, a fost una lungă și mă grăbesc să vă prezint pe prima mea invitată foarte curios de care partea baricadei este pro sau contra Valentine's Day. Așadar, doamnelor și domnilor, Anes! Late Night Show. La mulți ani de Valentine's Day! Nu pot să cred! Îndrăgostiți de pretutindeni! Vai, de pretutindeni! Deci ai înțeles poziția mea, nu? Da, ce o să fie? Te rog să nu te pui cu mine. Ce scântei o să iasă? Mă bucur tare mult că ai venit la emisiune, dar nu știi ce o să te aștepte. Dacă o să ai atitudinea asta pe tot parcursul emisiunii, o să iasă rău de tot. Deci la mulți ani, cum iasă? La mulți ani! Îndrăgostiți de pretutindeni, de pe toate meridianele! Deci de asta mi-ești. Da, toată ziua. Câtă ciocolată ai primit astăzi? Ciocolată nu, n-am primit. Câte flori? Parfum am primit. Parfum. Două. Parfum. Două? Bă, dar nu te uiți la bani. Multe urări. Multe urări, mai ales prietenii mei de pe Facebook, de pe Anonymous oficial. Și fiecare câte un parfum? Deschideai magazin. Multe îmbrățișări, îți dai seama. Îmbrățișări, da, din tot peretele meu a fost roz. Da, și eu, am podul plin de îmbrățișări. Rămâneți alături de noi, dragi prieteni. Bineînțeles că o să mai invit pe cineva, că nu o să pot să stau în siropul ăsta atât de dulce, că la mulți ani clasă. Așa că Anes și multe alte surprize. Rămâneți, da? Gata, oștile stau față în față. Am revenit alături de Anes, care de când a intrat a debordat așa de dragoste. A împrăștiat dragostea prin tot platoul. Simt deja parcă inimioarele. Da, love is in the air. Da, îngerașii love is in the air, everywhere I look around. Vezi, și spuneai că n-are CD-ul la ea, că n-are cum. Uite că există condiții. Ce să mai... E clar că ești îndrăgostită de această sărbătoare. Dar spune, putea să se numească oricând? Oricând și oricând. Oricând, auzi, putea să se numească oricum, numai cadouri să primiți. Oricând și oricum. Bine, nu este, îți dai seama că nu este vorba numai de cadouri. Sunt așa mici atenții prin care... Mici atenții, mici picanteri. Da, bine, chestia asta voi puteți să o faceți în fiecare zi. Ar trebui în fiecare zi, nu? Da. Dar spunem, nu e suficient că de-abia ne-ați decapat de Crăciun și de Revelion? Moș Nicolae. Moș Nicolae. Stai puțin, că vine 1 martie, o martie. Asta spun, deci n-ai timp între sărbători să respiri. Dar ne revan și noi pe 14, nu? Sau când este ziua bărbatului? Am înțeles că s-a inventat și o chestie de genul ăsta. Vezi, cum ai tu pretenția noi să ținem minte? 1 martie, 8 martie, Valentine's Day, Dragobete. Dar mă că aveți hardul mare, trebuie Crăciun, Moș Nicolae, iepuraș și câte mai sunt, da? Iar tu nici măcar nu știi când e ziua bărbatului. Bine, pe 14, pe 15, noi celebrăm în fiecare zi, să știi. Vai! Avem grijă de voi! Ce diplomată! Asta nu e diplomație, asta e șiretenie deja! Deci ce șireată ești! Nu, fetelor, ce spuneți? Cum nu avem noi grijă de voi? Dar spunem, cine lasă hainele aruncate prin casă? Cine mai spală vase? Cine mai face și de mâncare? Cine mai are grijă de copii, nu? În ziua de azi? Musafirii, cine să spele vasele? Musafirii! Da. La noi cel puțin așa e, ne-am gândit să ne luăm niște musafiri care spală vasele. Da. Deci, această sărbătoare care a rămas cu mâinile așa, și mi-aduce aminte de bancul ăla și zice că, băi, am văzut ieri o tipă, mamă, zice, uite așa, și așa sunt mari, nu, așa de înțepenită era, de frig. N-ar trebui această sărbătoare să fie, într-un fel, reciprocă? Adică, tu ce ai făcut lui? Ca dar nu de-astea cu am spălat, am călcat, am dus gunoiul în locul lui. Îți dai seama cât spăl eu și calc, chiar ai crezut? N-am făcut niciun cadou pentru că sunt singură în doi. E plecat iubitul de acasă. Da, este plecat în turneul Ritmo de Dance, așa în Bacău și sper să nu rămână pe acolo. Aha, turneul acela cu dansatorii aceia celebri. Dar s-a orientat, nu glumă. A plecat în turneu exact... Da, a avut grijă să... Punem pariu că se întoarce după 8 martie? Nu, știu itinerariul turneului, nu. Vineri este... Și atunci este puțin. Așa că până vineri mai am... Îți dai seama, noi suntem de mulți ani împreună și nu mai știu ce cadouri să mai fac, știi? Da. Nu mai știi ce să iei? Nu. Ia-i 100, ca de obicei, din buzunar. Ca de obicei, ca să nu simtă. Nu, dar îți dai seama că... Plecând îmi dă ocazia să-mi fie tare, tare dor de el și... Da, da, știu, da, astea, sigur, dar las că nu se uită, poți să-mi treci peste. În esență este binevenită orice sărbătoare, s-ar inventa și cine mai inventează este binevenit, pentru că celebrăm dragostea, nu neapărat dragostea dintre el și ea. Astăzi mi-am spus la mulți ani cu foarte mulți prieteni și nu neapărat să ai o relație intimă, deci sunt mulți care sunt singuri și... S-au simțit frumos astăzi. Corect. Dacă este să punem, și nu să un pic în plața ta, nu mă lua cu drăgălăcenii, că nu ține, cu vai, cu cei singuri care astăzi o să iubească. Eu știu interiorul tău, așa că... Te rog eu frumos, deci nu, stai puțin că îmi pierd vigilența. Dacă este să pun cap la cap informațiile pe care le am, de când ai venit până acum, sunt cam dubioase. Pentru că iubitul ți este plecat în turneu, dar tu ai primit astăzi două parfumuri. Păi nu, asta spuneam că el a avut grijă să mi le las. Tantana! De unde sunt parfumurile? De la Valentine. De la un Valentine. De la un Valentine. Deci a avut grijă, știe că țin la această sărbătoare și orice înseamnă dragoste. Și a trimis două, ca să fie sigur. Nu mi le-a trimis, mi le-a lăsat acasă. Le-a lăsat în diferite locuri. Taci liniștit, nu le-ai găsit pe alea de Crăciun și le-a pregătit special. Da, eu sunt... Eu nu vorbesc despre mine acum, sunt ca un copil și mă bucur de orice mică atenție. Dacă își iau ghiocei, mă mulțumesc și cu niște ghiocei. Îmi plac foarte mult. Doar așa? Doar așa, da. Și dacă nu primești... Important e să nu vină cu una goală, ca și ghiță, nu? Măcar cu găleată, dar să nu fie goală. Sau nu, cu ce l-aștepta la portiță? Nu, să ne declarăm sentimentele, frumos să ne exprimăm sentimentele, asta e cel mai important. Și mici gesturi, asta în fiecare zi. Că degeaba vii de Valentine's cu un buchet imens de flori dacă tu pe tot parcursul anului te-ai purtat ca un topitoc. Ca apa din glastră. Ca apa trecută din glastră. Bine, atunci fii atentă. Vreau să fii foarte sinceră cu mine. Că dacă și de data asta mă moi și mă iei cu dulcegării, chiar o să-mi chem un combatant, că nu se mai poate. Două întrebări am să spun, după care trag concluzia. Prima: ce cadou ți-aduci tu aminte că ai primit, unul dintre cele mai scumpe cadouri pe care le-ai primit de-a lungul relației? Tocmai tu ai spus, nu? Că sunt nu știu câți ani în urmă, foarte mulți ani de exemplu. Care e cel mai scump cadou pe care ți-l aduci tu aminte? Scump ca și valoare... Dom'le, lasă cu sentimental. Uite, stai puțin că l-am la mine, uite. A, l-ai la tine. Inelul... De Logan, da. Este valoros din toate punctele de vedere. Are valoare și... Da. Corect. Da. Dar tu, de-a lungul anilor, care este cel mai scump de valoare cadou pe care l-ai făcut lui? Mulțumesc că ai răspuns. Mulțumesc frumos. Stai puțin că erau mai multe. Quod erat demonstrandum, cum spune Rodica Popescu Bitănescu într-o piesă. Iată, ați văzut? La întrebarea care a fost pentru ea, imediat banchinelul a sclipit în 300.000 de fațete. Dar tu lui... și continuă. Da, continui, ce să mai continui? Vrei să spun acum cadourile pe care le-am oferit? Nu. Unu. Cel mai... Dar nu inventa pe loc. Nu inventez, că sunt foarte multe cadouri. Dai seama că noi am sărbătorit mulți ani împreună. Da, cel mai de preț, poftim, cadou. Cel mai de preț, asta ar trebui să-l întreb pe el, pentru că... înțelegi? Eu poate am... Nu, că arată, stai liniștit. Va trebui să-l întreb pe el. Da, zic. Poate are chiar la purtător un cadou poate de suflet, la... Și îl poartă în portofel. Da, e clar. Da. Nu mai lămuriți. Nu, e clar că doar este unilateral această sărbătoare și nu. Nu este adevărat, pentru că astăzi și el și ea și-au făcut cadouri și și-au făcut declarații. Tu nu te uiți pe Facebook? Eu? Nu? Dimineața la prânz și miercuri. Lasă-mă că mi-am găsit beleaua cu Facebook. Am fost nevoit să-mi fac pagină, că erau nu știu câte conturi false și mi-am făcut Andrei Duban oficial. E, acolo, sigur, țin legătura cu prietenii, îi mai anunț de evenimente, de alea, mici glume, primesc bancuri foarte mult și asta îmi place. Asta îmi place foarte mult, da, că primesc bancuri. Dar când încep ziua, nu spun la ce oră ca să nu vă dați seama la cât mă culc, văd câte 100 de cereri pe zi. Păi stai puțin, eu trebuie să-mi iau concediu, că primele 3 ore din zi trebuie să răspund și să văd, primez, nu primez. Deci nu se poate, ți acaparează viața. Dar... Așa e, creează dependență, dar, mă rog, printre picături poți să mai te uiți. Eu sunt bucuroasă că mi-am făcut foarte mulți prieteni pe Anes oficial și pe contul meu personal și este ok, mai schimbăm impresii. Mai am evenimente, vin la concerte. Da, asta e bine, frumos. Ca mijloc de comunicare și de informare e ok. Și așa este ok. Să... Uite, tu tot încerci să mă iei cu Facebook-ul, mă iei cu floricele, cu alea. Mai am un glonț pentru tine, mai am o rafală. Te rog frumos să spui, dacă vă plac atât de mult sărbătorile astea de dragoste, bănuiesc că ții la ele, nu? Ții minte datele? Poți să te întreb când este Sfântul Valentin, dar românesc, nu american, că practic nu e a noastră, este o sărbătoare împrumutată. Nu știu Sfântul Valentin, da? Nu știu când este Sfântul Valentine's Day, ziua îndrăgostiților. Dar la noi, la ortodoxi. Știu când este Dragobetele. Când e Sfântul Valentin, domn? Nu știu, domne, când e Sfântul Valentin. La ortodoxi. Nu știu, nu am calendar. Uite, vă dau o idee, poate mai e rost de cadouri și atunci, na. Puiu, acum e și la noi, deci la români. Stai puțin, tu asta ai înțeles, că noi, fetele, asta așteptăm cadouri și... Nu. Ia să mă uit un pic și la fetele mele din Dubet. Nici voi n-așteptați, nu, cadouri? Nu. Singură, da. Self-service, da. Dar toate brusc deodată... Care femeie nu-și poate cumpăra singură un parfum? Hai să fim serioase, dar pentru că e de la iubitul... Știi? Și l-a ales special pentru ea, la mirosita. A căutat 15.000 de mirosuri, de nuanțe, știi? Da. Deja este altceva. Hai să spun eu, pe 16 februarie este Sfântul Valentin în calendarul ortodox, da? Nu mai mâine, nu-i pui mâine. Mai aveți ocazia să mai cereți ceva de la colegul de cameră. 16 februarie, Sfântul Valentin pe românește. Până la Dragobete. Dar fii atent că în alte țări, de exemplu în Slovenia, se spune că 14 februarie este ziua în care se împerechează păsările. Deci sunt 11... Pe cât? Astăzi, pe 14. Astăzi. Sau, mă rog, dacă am trecut... Iartă-mă, știi, nu e niciun banc, dar pe frigul ăsta nu cred că-i mai arde cuiva de împerecheat. Deci se întâmplă lucruri în aripată. Sau cel puțin sunt legende că s-ar întâmpla lucruri și în natură, ceva o schimbare, e ceva o reînnoire frumos. Și nouă ne place în natură, dar să dea un pic colțul ierbii totuși, să nu ne înghețe. Să știi că nu mai este funny deloc cu zăpada asta, nu mai îmi place nici mie. Da? Da, eu care eram... Nu mai pot, am nevoie de un ajutor, am nevoie de cineva lângă mine să mă susțină, pentru că orice o întreb, are răspuns. Găsește un subterfugiu, ceva. Așa că dați-mi voie, dragi prieteni, să chem un alt bun prieten, o altă părere, totuși, pentru că sper să fie cineva și anti-Valentine's. Să-mi suflec mânecile. Da? Suflecă-ți mânecile, mai ai 4 fete aici lângă ce-ți vor ține piept sau scut sau ce vrei tu. Așa că, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să-l invit în sfârșit în scenă pe Dan Lazar! Late Night Show. Deci nu mai puteam. Bine să zic. Daniel de Valentine's Day, ce-ai făcut astăzi? Dacă fac diabet, tăticule, dacă mai e cu atâta dulceață. La virusat din prima. Și la mulți ani. La mulți ani vouă tuturor care credeți în... Da. Iertați-mi lipsa de sensibilitate, porcăria asta. Ce ai spus? Ce frumos le zice bătaie mănânci acasă. Deci, nu o să mănânc bătaie acasă. Nu, mie mi se pare o porcărie. Și asta cu Dragobetele, îmi cer iertare, iarăși. Tot o porcărie mi se pare pentru că am auzit de Dragobete în consecința Valentine's Day. Deci nu știam de Dragobete înainte. Nu-mi știu tradițiile, nu-mi respect neamul și așa mai departe. Nu-mi respect. Da. Dar asta cu Valentine's Day, știi, inimioarele alea. Doar pe tine te iubesc și în portbagaj mai am vreo 200. Corect! Hai că a venit, mi-a venit apa la moară! Uite, vedeți? În sfârșit! Atâta sinceritate de bordantă. Așa este, așa e. Hai mă, că așa, am mai văzut eu, lasă că am văzut la o fată. Era să zic marca telefonului, dar era un telefon, mă rog, mare și pe el scria, tu... ești unicul meu Valentine's, nu știu ce, na. Și sus în căsuța, știi, pentru trimiteri scria iubi 1, iubi 2, iubi 3, iubi 4. Mă lași! Exact ca porbagajul tău. Porbagajul cu inimioare, plus și eu fac doar pe tine te iubesc. Iubita 1, iubita 2, sigur că da. Mă bucur că în sfârșit... Vorbiți în numele vostru, mă rog. Eu vorbesc în numele meu, cu siguranță. Da, știi, deci... Stau să mă gândesc așa, ziua nevestii mi-e de vreo 2-3 ori pe lună. Se întâmplă foarte ceva. Frumos. Și scăpasem și eu undeva în mai și undeva în octombrie. S-a terminat. Și mai pac a pus nunta, am rezolvat și luna mai. Ai rezolvat și am rezolvat și luna mai și în octombrie asta cu Halloween-ul. Îți imaginezi cum e? Păi, ce cadou mi-ai făcut de Halloween? O sperietură, nu e spus. Te sperii și anul ăsta. Doamne! Care e aia cu ziua morților? Sâmbăta, nu știu. Și una cu ziua morților, cu apele și cer morții, cu nu știu cum îi zice. Știi că eu și atunci trebuie să fac cadou? Cai, mă, și eu zic, ce vreau să fac? Să pun mâinile pe piept și o lumânare între, să fiu mai veridic. Dar morții, că nu știu. Ia, nu... Stai așa, vă rog frumos, regia, faceți și mie legătura la Melissa și Vanessa. A crezut că l-am întrebat. Și... Doamne! Mă, sărbătoarea monților cu apele și morții și... Da, mă, nu știu cum îi zice, nu drăgaică și sânziene, o dumă din asta, habar n-am eu. Valentine's, nu săriți, nu deplasați. Bine, hai să rămânem. Probabil, nu știu, ți-am zis, nu sunt atât de ancorat în astea cu sărbători. Eu sunt mai pământean, așa, mai realist. Am înțeles, vă nu vă place să vă jucați, vă nu vă place... Să ne jucăm, dar lucrurile noastre sunt din asta, polițistul, asistenta... Crezi că lui Duban nu-i place să se joace? Alea sunt jocuri, nu? Fii atent, dar Duban, știi cum se numește un bărbat care nu știe să joace cu prezervativul? Nu. Nu știi? Tată, fraiere. Tată! Excelent! Te-am prins. Te-am prins, bă, ăsta nu știe. Gata, nu știa. Excelent. Tătic, nu? Da. Stăm cu ochii pe, era să zic, pe ceas. Pe ceas, nu. Și eu pe locul de parcare am dezăpezit la el vreo 3 zile și de câte ori ies cu mașina să plec la viață, îmi pun în locul, îmi pun bucăți mari de asbest, scaune, tomberoane, să nu le ocupe altul. Dar ți-ai găsit mașina sub mormanul de zăpadă? Da. Deci au venit și au turnat toată zăpada fix pe mașina mea. Fix pe mașina mea și am avut și o cazemată în spate, pe care... am dat-o cu greu la... Nu, eu cu asta, cu Valentinele, oricum... am profitat puțin de dorința asta și lipsa asta de sațietate a femeii, de sensibilități și am să fac ceva și pentru bărbați. Așa? M-am apucat să fac un concurs pe Facebook. Serios? Ai înțeles? Pe fii atent, uite. Și mie de ce nu mai e? Pentru un artist, din punctul meu de vedere, e posibil să greșesc. Lipsa maximă și la mine, maxima inspirație a unui artist bărbat e frumusețea femeii. E corect până aici? Bun. Frumusețea femeii are trimitere directă în sănătate. Așa. Mi-am găsit niște parteneri, nu o să trec pe la casierie ei. Da? Da? Așa. Da. Și am pus la cale un concurs. Concursul constă în cea mai frumoasă declarație de dragoste pe care ai primit-o. Și câștigă niște premii la concertul meu și bla bla și așa mai departe. Da. Care e șpilul? Păi să aflăm și noi care sunt cuvintele cheie, lucrurile care trebuie spuse. Și tu iei cuvintele de acolo și faci o piesă. Și văd ce au spus. Nu fac nene o piesă cu el, îmi văd și eu care-i șmecheria, că poate mă mai duc și eu printr-un turneu. Am înțeles. Poate primește și a mea parfumuri în lipsa mea. Cum s-au mai auzit. Înțelegi? Bine, pentru că văd că v-ați încins așa. Războiul continuă, lupta va continua, dar să vedem cum alți băieți super deștepți și talentați așa profită la maxim de toate sărbătorile astea care ne-au năpădit de dragoste, ne-au umplut de dragoste. Este vorba despre, bineînțeles, prietenii noștri de la Holograf, iar Cosmina Păsărin, ca de obicei, prezentă acolo unde e mai fierbinte. Aiurea, unde sunt bărbații cei mai cool, după părerea mea. Cosmina, ai legătura. În această seară, dragii mei, unul dintre cluburile exclusiviste din București, o super petrecere și tot aici are loc primul concert din 2012 al trupei Holograf. Eu am venit la petrecere să mă distrez, să dansez și mai mult de atât vreau să aflu ce își doresc vedetele prezente la acest eveniment să primească de Sfântul Valentin. Ce ți-ai dorit să primești de Sfântul Valentin? Personal... Un concert? Un concert? Sau 3 sau 5 în aceea seară? Chiar dacă e marți seară. Nu știu, cred că este o seară care o dedic iubitei mele și dacă iese seara așa cum vrea ea, asta îmi doresc. Înțeleg că nu te duci la un concert, nu? Adică nu o să ai concert în seară. Nu am nimic programat și... Ți-ai programat o cină romantică? Păi, poate să mai de modă veche, dar eu știu sigur că o să primesc un buchet foarte frumos de flori de Sfântul Valentin, pentru că soțul meu se pricepe foarte bine la asta. Nu, sincer, pentru mine nimica, vorbesc serios. Doar dragoste. Doar dragoste. Nu? Ție ce ți-ar plăcea să primești? Dragostea fanilor, nu? Și nu numai. O să primesc sigur și eu flori, pentru că ne stă în caracter asta, dar nu ne-am gândit să sărbătorim într-un mod special. Nu știu, o să fie ceva între noi. Bine, eu de fapt știu deja cadoul. Păi hai, spune-ne și nouă. Da, eu mi-l doream de mult, dar mi-a zis că mi-l face de Valentine's Day. Va veni că atunci vine comandă și e perfect de Valentine's Day și s-a scos. Și ce? Că mor eu de curiozitate. Nu știu dacă am voie să zic. Hai, te rog. Este un ceas frumos. Ce se primește de Dragobete sau de Valentine's? Păi cam ce, că de obicei, eu nu știu, eu de obicei... Bomboane, o cină romantică... Ei, și cadourile mai sexy, așa, mea. Absolut, asta poate și noi trebuie să le facem de partea noastră pentru iubiții noștri. Ce cadouri intenționați să faceți de Sfântul Valentin? Inele, multe inele. Ți-am dat un inel. Dar inel fără dragoste, fără love affair, nu înseamnă nimic. Păi eu mă gândesc să fac acest cadou noaptea, dar hai să zic, e o bijuterie, e un, cum se zice, un necklace. Diamant, chestii? Nu. Bine, nu că iubesc eu diamantele sau ceva, dar mă gândeam că era cântecul acela celebru care spunea că diamantele sunt prietenele femeilor, nu? Așa e, dar... În cazul acesta prefer să fiu eu diamantul acela. Mike Diamonds, nu? Știu, poate un ursuleț, că eu îi spun ursuleț. Vrei să iei lui Radu un ursuleț? Doamne, când ești asta? Păi dacă îi spun ursuleț, nu? De Valentine's Day de obicei să ia ceva drăguț, nu? Ceva de iubire. Ceva care să simbolizeze. Ursuleț cu o inimioară în brațe. Nu mai, gata, ce zi tu, uite, Dan. Foarte frumos. Numai, eu trebuie să-mi beau o gură de apă, că nu mai pot, parcă am mâncat 3 tone de miere. Vezi să nu faci diabet. Zaharat. Păi, apropo de diabet, spuneți-mi, vă rog, că voi sunteți 2 artiști. Voi primiți, ori de la fani, ori de la partenere. Am zis partenere, observați, nu de la soție. Nu mai contează. Da. Cea mai sweet, dulcegărie vecină cu diabetul. Dubane, ce faci acum? Curare pe care ați primit-o. Îmi fur conceptul? Asta era conceptul meu, cu cea mai dulce, cea mai... Ce faci acum? Nu, cu voi personal. Da, pentru noi personal. Da, aia tu le-ai scris, ție ți-au scris. E vagabond, te-am dat ideea și... Duban, ce o să fac? Acum trebuie să țin cu ea, să o dau în dulcegării. Bine, ți arăt pe desfășurător, că aveam scris înainte să te invit. Ți-o arăt scrisă. Uite, începem cu fetele, pentru că astăzi, dragii mei, totdeauna este Valentine's Day și trebuie să le... Da, te ștui prima. Cele mai frumoase cuvinte, îți dai seama. Ești cea mai frumoasă femeie din univers. Te doresc, te... Universul, deci da, îmi place până muzica, acolo. Dar de unde e spiritul ăsta de manelist? Ești cel mai ce? Ești numărul 1, ești mondialul. Ești bravo, corect. Boss de boss. Chiar nu sunt maneliste fazele astea cu numărul 1, ești mondialul. Din univers, ești excelent. Iertați-mi misoginismul, dar nu suport. Dar vedeți, m-am înroșit, m-am gândit o clipă. Sunt la mijloc, fiți mai blânzi, mai duri, mai dulci. Bine, uite, îți dăm o pauză. Îți dăm o scurtă pauză să-și revină, să adunăm și de partea ei alte păreri și ne întoarcem repede. Și dă-mi un colebil, Duban. Și cu alte discuții, rămâneți. Auzi ce a zis? Labadalbadabadu, Duban? Da, nu, mă, șubi-duban, șubi-duban. Și după aia cum zice la sfârșit? Tabadabadabadabadu. Tabadabadabadu? Nu știu, întreabă-le pe ele. E tabadabad sau e cu lala? Nu, dar voi le cântați. E de bine, e de bine, stai liniște. Nu, că era suspect, ăsta e cu copil și cu... Dar cum, așa... Iabadabadabadu. Nu era cu iaba, nu era cu iaba, era treaba aia cu... E 12 noaptea fix, era cu labalabadu. Așa am înțeles. E, o să fie 12 noaptea când o să vezi că lansăm concursul cu mașini, cu... A, astăzi avem și concurs nou. Îmi dai vreo mașină? Da, mai e până atunci. Îmi faci și mie un cadou de Valentine's Day? Îți fac cadou pentru soția ta. Ce bei, ce mănânci? Pentru soția ta. Auzi, soțiu. Deci gata, v-am corupt, vreți cadouri acum, ziceați numai că eu vreau cadouri. Păi decât masaje la portofel, ar merge și un cadou. Dar trebuie să recunoaștem că femeile, în general, sunt adevărate anesteziste, te operează la portofel fără să simți. Da. Nu? Nu, ele folosesc silină. Da. Nu te doare prea tare. Ne-am reîntors așadar la acest meci pro sau contra Valentine's Day. Chiar, oare cine l-a fi inventat? La american vorbesc. Ce ați face lui ăla care... Eu nu cred că un american a inventat. Ce ați face lui ăla care a inventat această sărbătoare? Păi, am înțeles că nu de la american provine. Nu de la american? Da, de unde? Că în Roma era un împărat, Claudiu, parcă. Am citit de când chestia asta. Și nu e Claudiu. Dar că s-au și documentat, ca să aibă justificare. Eu sunt documentat, îmi pare rău. Așa. Era un preot. Un preot. Un preot, deci ca să fie bagabonțeala adâncă, nu așa? Au băgat și biserica în afacerea. Ce are biserica cu afacerea? Un împărat roman, îi veneau bărbații la luptă. Preferau să stea acasă cu femeile. Da, ce? Și a dat o lege sau ceva de genul ăsta să se interzică căsătoria. Da. Și un preot pe nume Valentin, că de aici provine așa, oficia căsătorii în secret, pe ascuns, frumos, știi? Și asta a fost chestia asta, că a fost prins, a fost ars pe rug sau ceva de genul. Știau ce urmează. Și ultima lui pistolă era... Știi ce întrebare ai pus, nu? Și ce întrebare? Ce să face ăla? Pe ce să mai face? Oricum l-au ars pe rug. Ce să mai face? Că eu fac cu băieții. Știi care e chestia? Eu am auzit altă variantă. Asta, treaba asta cu Valentine's Day, cu siropurile, cu nu știu ce, e un pretext inventat, de fapt, să-și iei pe gratis. A, bravo! Asta e dat. Cine a inventat dragoste? Să fie pe gratis, să înțelegi, cu un ursuleț... Dragoste fără bani. Da. Cam așa vine treaba. Dacă ar fi doar prețul unui ursuleț, ce bine ar fi. Sau unei inimioare, dacă doar pe tine te iubesc. Mă, știi ce ar fi frumos? Se renunțe la toată chestia asta, la... Eu vreau dragoste și eu vreau o șaorma cu de toate, dacă se poate. Înțelegi? Nu-mi imaginez dialogul ăsta între doi îndrăgostiți. Să se renunțe la chestia asta și să se ajungă la o chestie din asta mai... Cum să spun? Mai vie așa și mai plină de carne și de umanitate, adică... Nu, tu vrei carne, deci asta e ceva... Carnal! Nu, că în post nu băgăm carne în gură. Am înțeles. Înțelegi? Da. Dar e după 12. Am pierdut. Tu ești centrul universului meu. Tu ești așa, când și așa iubești, nu-ți vine să spui cele mai frumoase cuvinte, cel mai dulci. Cele mai frumoase cuvinte. Și în toate cele mai frumoase melodii de dragoste. Da, mă, e perfect adevărat, dar nu cele mai mari minciuni. Dar nu cele mai mari minciuni. Că și multă, e și multă spoială, Ane. Trebuie să recunoști. Cele mai multe minciuni. E pretext. Să ne umanizăm așa. Când iubești, exagerezi. Da, mă, dar iubești una. Pe soție, pe iubită. Crezi că dacă ți-ar zice, ție, iubitul, bărbatul, parfumul, cine fie el așa? Dacă ți-ar zice, știi, parfumul l-am primit de la iubit. Ești unul dintre, nu știu, am zis și eu. Lucrul cel mai important pentru mine este faptul că mi-am găsit pe cineva care să mă, cineva care mă completează, cineva care mă face să mă simt întreg. Că până acum eram doar jumătate de bărbat. Da, mă, dar nu jumătate de, știi, universul, soarele, Pluto și toate alea prin galaxie. Fiecare cum simte, știi? Poate unii bărbați nu se exprimă deloc în niciun fel de cuvinte. Să-l citească pe Minulescu. Și arată prin fapte. L-au citit pe Minulescu? Da. Cheia succesului. Sau poate unii, fii atent, poate au toată, unii bărbați au toată vrăjeala asta, știi? Dar e lung drumul până la florărie. Și pe în spate au o altă față și au încă 3-4 femei. Adică... Încep încet. Nu se cede, să nu mă crezi. Eu, în primul rând, ar trebui să fiu imparțial, da? Dar până acum am fost vehement împotriva dulcegărâilor false, ca să spun așa. Dar ce nu-mi place mie, și de o parte și de alta, și la bărbați, și la femei, ce nu-mi place este că doar în anumite zile ale anului găsesc să se poarte frumos, să-i vorbească frumos. Adică până atunci, până de ziua aia, dacă-ți trag un dos de palmă, îți dă mai mult peretele. Unde-s banii? Unde-s banii? Și de ziua aia sau înainte puțin, când se apropie, ca să înțelegi, să-l păcălească pe fraier, iubitule, și ce ți-ai dorit tu să papi mâine? Și bou, săracul, prostul, cade în plan. Mă, mamă, ce-o fi cu asta, a lovit-o strec. Și aș dori și niște clătite, aș dori și... Și după aceea, aoleu, mâine e Valentine's Day, de asta a cerut. Pentru că întotdeauna trebuie ceva la schimb. Bă, eu ai înțeles tu greșit. Stai că vrea să-mi adreseze cineva o întrebare. Nu fac așa ceva. Nu. Și femeile false cum sunt? Atunci... Mă... Și adevărate. Și femei care știu să aprecieze și nu schimbă atitudinea. Nu schimbă, corect, da, sigur. Mă, sunt cazuri particulare, da. Ce să spun acum? Ce cazuri particulare, mă, că la voi e ceva patologic, nu e de particular. Vă motiv vă trebuie. Mă, eu sunt dulce tot timpul anului, adică iubitul meu... Deci stai puțin. Ca să fiu corect, nici bărbații nu-mi plac care sunt mârlan tot anul și de vreo 3 ori vin și ei, poate atunci vin nebăuți acasă. Și s-ascund după floricică. Exact, și s-ascund după floricică. Azi n-am băut. Ați revenit cu picioarele pe pământ. Da. Doar azi nu miros a damigeană. Mă pup și pe mine. Ba, miros a damigeană, dar e trandafirul mai parfumat, înțelegi? Ce-i, bă, o căpșunică. Exact. Suntem toți o apă și un pământ. Da. Păi da, mă, dar de ce să folosim subterfugii din astea? Din punctul meu de vedere, Valentine's Day, ăsta este un mare subterfugiu. Ai înțeles? Hai să ne arătăm. Nu știu, eu, spre exemplu, am surprins-o pe-a mea. Îți dau un exemplu. Aoleu! Stai așa. N-am surprins-o cu altul, că știu ce... Na, stai acolo, stai acolo. Mă, ce gândeam, zic, gata, asta e cu bancurile lui. Băi, nu-i mai trimiteți bancuri pe Facebook. Am văzut o crenguță înflorită. În maldărul ăsta de zăpadă. Nu s-a întâmplat anul ăsta, în anii trecuți. Era zăpada mai mică. Înțelegi? Și am găsit o crenguță. M-am suit până... M-am zgâriat. Să iau crenguța aia să-i o pun pe pernă. Ce frumos! Stai așa, că n-a fost frumos. N-a fost frumos, că ea n-a dormit acasă noaptea, era perna goală. Ce animal! Ce puteți să-i ziceți? Știi de ce am făcut lucrul ăsta? Cu aia, cu prezervativ. Nu știu, așa ai simțit? Nu, lasă-mă, mă, cu simțitul, că n-am eu vibrații în vezică și mai cine știe ce. El, săracul, de-abia ajunge acasă să plătească întreținerea și pleacă înapoi la cântare. Pur rațională. Iar, din punctul meu de vedere, emoționalul și raționalul trebuie să fie așa. Sper. Nu... mai vorba lui Duban, așa, mai forat până la peco. Ce mi s-a părut rațional? Simplu fapt că m-am uitat la un lucru unic în peisagistica aia și m-a făcut să mă gândesc la ea. Asta mi s-a părut rațional. E o chestie trecută prin filtrul gândirii. Da, aia e frumos. Nu e o chestie... Corect, și s-a gândit doar la ea, vezi? Asta este frumos și o să-ți spun de ce doar la ea. Acum trebuie să dau și eu un cadou de Valentine's Day, înțelegi? O să dau și eu, dar de 1 martie și 2 martie. În astea cred, astea îmi plac. Corect. Sunt mai românești. Astea îmi plac? Nu. Mai românești. Simbolul primăverii, îl mai înțeleg, e legat de natură. Femeia, da, adică hai că e și mama pe acolo, hai că e și bunica pe acolo, ai înțeles? Femei importante din viața mea. Că acum, na, au muncit. Corect. La personalitatea mea. Vezi, băi, de ce m-am jucat eu, că ai zis tu că nu știam să folosesc, pentru că o să devin tată. De ce mi-am dorit eu băiat? Aplauze! Nu mai contă, gata, hai că e fiartă. Hai, un scoci la mine că am început să spun adevărul. Deci, de ce mi-am dorit eu băiat? Pentru că am stat așa și m-am gândit. De 1 martie, 8 martie, oricum, două cadouri, mama și soția. Mai era și o fetiță, îți dai seama? Auzi, da, iar... ți se duc, când venea la toate, se ducea tot salariul. Se ducea tot salariul. Așa că iată cum mă scot și eu acum de Valentine's Day și vă dau cadou o invitație de 2 locuri la Siam sau... pentru că s-ar putea să sune și fete, așa, le invit și pe fete, pe doamne, pe domnișoare, să-și aleagă. Dacă nu vor invitația de 2 locuri la Siam, adică la Salonul Internațional Automoto București, așa, între 4 și 8 aprilie, în fața Palatului Parlamentului, motoare, tunate, chestii, pentru femei am Aesthetics, un târg de frumusețe, Aesthetics, un târg dedicat frumuseții, hairstyling-ului, wellness-ului, machiajului și relaxării spa. Hai că pentru femei. Bă, când v-am zis eu că ăsta mi-a furat conceptul, nu m-ați crezut. 23-25 martie, tot în piața Constituției. Așadar, aveți de ales. Dacă o domnișoară, o doamnă, o fată tânără sună, își alege între invitația la Siam sau la târgul de frumusețe la Aesthetics. Să vedem cine sună, avem... Eu măcar le-am zis pe Facebook să stați acasă, că e cald și e bine. Duban vă trimite în piața Constituției, pe frigurile astea, să... Că ai vers pe pereți. Primul e în martie, 23-25. Alo, bună seara! Bună seara! Să rămână! Cine la telefon? Mihaela. Mihaela, te pup, Mihaela, ce faci, de unde ești? Mă uit la Trio. La Trio! Suntem un trio formidabil! Sper că sunteți de partea mea. Cum a sărbătorit astăzi de Valentine's Day? Am primit o listă cu ce am de cumpărat. Îmi pare rău! Îmi pare rău! De unde ești, Mihaela? Nici o floricică. Din București. De aici, din București? Din București. Cum adică o listă? Adică ți-a spus ce să cumperi tu? Da. Mihaela, dar a lăsat și banii pentru cumpărături? Jumii-juma? E neamț, omul. E neamț. Asta e de-al vostru, da. Nici o floricică, nici o rămurea, nimic. A lăsat o rămurică, ceva. A lăsat banii suficient. Și m-am gândit să iau o invitație la expoziția de mașini, să-i fac cadou de Dragobete. Aaaa, deci uite-mă ce frumos. Vedeți, măi, cum suntem. Vă rog. Pentru că așa gest frumos faceți pentru colegul dumneavoastră de cameră. Da. Eu vă dau invitație la Siam pentru partener, la mașini și la motoare, iar pentru dumneavoastră la târgul de frumusețe, la Aesthetics, între 23 și 25 martie, da? Mulțumesc! Să vă relaxați și dumneavoastră, să vă răsfățați pe acolo cu tot felul de... Miumiuri! Ce frumos! Bun! Mihaela, să rămână mult de tot, că ne urmărești! Să rămână seară bună! Cu drag, seară frumoasă în continuare și... succes la șampanie, la cumpărături. La cumpărături, pardon, așa este, da. Eu am zis că șampanie. Să rămână, la revedere, să rămâi la telefon să ne lași datele. Eu știi ce aș fi făcut? Să-ți trimitem invitațiile. Dacă aș fi făcut treaba asta cu lista, că acum nu cunoaștem cazuistica în speță. Poate omul a avut o treabă, el, partenerul. Da. O treabă mult mai importantă decât bibu, nu știu, cu maică s-a cutat. Corect. Probabil. Găsim scuze. Mă, știi ce aș fi scris în coada listei? După ce am zis, să iei pătrunjel, să iei mărar, să iei ciorap și flaușat și neflaușat. Nu uita să bagi mai eurile și nu le și mărarul de pe ciorap și mărarul de sub ciorap. Și așa, sau odată cu ciorap. Aoleu, cum suntem în seara asta! Păi știi ce aș fi scris? Și să mă ierți că te chinui atâta, totuși te iubesc. Da, frumos! Nu-i greu! Nu-i greu! Asta să înțeleagă Livia? Că ai găsit vrăjeala. Asta să înțeleagă Livia la tine acasă, că de fapt tu ai dat o bilă, mandă bilă. Mă, da, o floriță. Știi care? Eu oricum n-aș avea cum să mă duc la cumpărături, că n-am cu ce. Cardurile sunt la ea. Am mai spus că ziua ei e de mai multe ori pe lună, înțelegi? Și e ziua de... de decartat. Eu și am văzut la ai mei. Tăticule, să nu ții niciodată banii la tine. Deci ai necazuri, tată. Ai necazuri, nu? Ferească, Dumnezeu, te vrei de la furtună. Ia de aici și fă ce-i vrea cu ei. Îi întrebe de o cafea și cam atât. Și de taxi, că acum sunt pieton. Am auzit că ești pieton. O să ne povestești. Cred că băgai viteza să iei flori, nevastă ta. Zbor la joasă altitudine, că era aerul puțin mai rarefiat. Ne întoarcem la Anes și... deci nu vă plac dulcegările, am înțeles, faceți diabet, data viitoare, băi, ce te-ai mai îngrășat, mai du-te, mă, și tu la sală, mă, ce părul ăla în capul tău, nu? Așa ar trebui să ne purtăm, nu? Asta trebuie să ziceți voi, păi nu, că avem și noi regreși. Mămică, vrei să te faci să te simți femeie? Da, te rog, ia și spală cămașa asta. Ce urât a fost asta. Lasă că și ele, auzi, dar serios. Cum nu vrei să fim drăguțe, dulci, cum? Lasă că și femeile se răzbună. Am auzit o conversație între două femei, apropo de Valentine's Day și de toate astea, zice, auzi, dragă, ce tu vorbești cu bărbatul tău în timp ce faci sex? Bă, dacă sună, de ce nu? Așa că lasă că scot și ele pârleala, nu? Să n-avem noi grija asta, Dane. Bă, una peste alta e... pseudo-maimuță reală asta, și are și o latură plăcută, înțelegi? O joacă, cum spuneam. E frumos până... Stai, mă, lasă, joacă... Dacă ești comerciant, dacă vii ciocolată, despre asta vreau să zic și eu. Cadouri. Tu spuneai că, domne, că dulce, 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 dulce. Ai citit Sarea în bucate? Corect. Normal. Bravo. Păi hai să păstrăm și noi așa, cu puțină doză, așa, să fim și noi puțin realiști. Adică, într-adevăr, da, femeia mea, femeia pe care o privesc, femeia pe care o doresc, nu fi ea chiar centrul universului, dar pe acolo, pe undeva, tot e. Băi, important e că nu-i la Polul Nord. E pe la ecuator. A rămas căldura în... Avem destulă sare în bucată cu realitatea. Adică, când mai avem și noi ocazii din astea, de ce să ne prostim, să ne mai muțărim, să ne copilărim? Dar de ce de Valentine's Day? Păi nu numai de Valentine's, dar și ieri, dar astăzi când toată lumea... Nu era mai bine duminica? Și noi, nu? Da, să fi picat duminică. Nu, duminica, nu era mai bine duminica? Era frumos, da. Eram acasă, înțelegi? Cod roșu, temperatură, stăm și noi în pat, numărăm niște bani. Da. Că despre altceva nici nu mai poate fi vorba. Lasă-mă că merge și marțea, ce... Merge și marțea? Păi stai, mă, nenică, că marțea unii mai sunt la servici, nu sunt toți așa artiști ca noi, hai, hui, păstrăsc. La ora asta, probabil, unul dintre ei ar vrea să doarmă, dar nu-i las eu. Ideile astea bune, se pare că le-au avut și cei de la Antena 2, noi. Așa. Pentru că au vrut să facă nu numai două sărbători, adică între cele două sărbători, între Valentine's Day și Dragobete, să facă un concurs, care în fiecare zi erau invitați telespectatorii Antenei 2 să intre pe site și să vadă câte 3 cuvinte în fiecare zi, cu care să facă fraze, cu care să facă declarații. Poezioare. Da, exact. Și primeau premii, iar... Cele 3 cuvinte date de noi pentru astăzi, iată, ce-am vorbit noi toată emisiunea, este, asta este chintesența emisiunii. Cuvintele date pentru astăzi sunt dragoste, vorbe și ciocolată. Vă supun și pe voi. Și ciocolungă. Și ciocolată, că s-a terminat ciocolată. Puteți, voi sunteți artiști amândoi. Și aș vrea să vă testez așa, direct, acum mi-a venit ideea, pe loc să nu mă înjurați. În direct? Să vă testez, cum să vă spun, sensibilitățile. Nu mă, sensibilități, asta cu rimele, cum se spune? Să ne testeze asta cu rimele. Asta cu rimele. Așa, și te mai chinui atât, asta e cum se numește, cum să vă testez. Da, să vedem dacă puteți improviza, asta nu găseam, băi, improviza. Ceva, dacă ar fi să cântați un refren sau o frază cu dragoste, vorbe și ciocolată. Ia zi tu. Ceva, nu știu. La la la, la la la, eu mi-am pierdut ciocolata și el vine vorbe, vorbe, vorbe. Și tu zici la final... Cu dragoste, cu vorbe, cu ciocolată poți avea femeia toată. Să zicem. Mă iertați, așa... Cu dragoste, vorbe și ciocolată poți avea femeia toată. Păi, știi... Era ca aia, cu borsucul aruncă bomba și cădele fac tropa, n-am găsit altă rimă, ce să fac? Ane are 1-0, are 1-0. Ceva pentru bărbați, uite, tot așa. Nu știu, ceva frumos, nu știu, drăguț. Păi și ce-am zis, urât? Nu, așa, cu femeia toată, adică cum poți să o ai pe bucățele. Adică toată, domnule, nu e doar mâna, e toată, mâna, picior, umăr, pulpă. Aparte. Păi tu știi când cere un bărbat mâna femeii? Nu știi? Când s-a săturat de lui. Da. Deci, dragoste, vorbe, ciocolată. Bine, nu neapărat în ordinea asta. Ce a zis, mă? Zici când cere un bărbat mâna unei femei, când s-a săturat de-a lui. Sau, știi aia cu canibalul, nu? Care vine să o ia pe fica unui șef de trip. Zice și, după ce o să vă împrieteniți, poate doriți mâna fiicei mele. Și nu mulțumesc că am mâncat în avion. Așa știu când s-a săturat de... Zi tu poezia, ia. Uite, poate vorbe, dragoste, ciocolată, deci le înveți cum vrei tu. Nu știu să fac o poezie acum, că nu, un vers dintr-un cântec care sunteam bărbați. Eu mai degrabă le simt așa pe muzică, pe, uite, la noul meu singur am făcut niște versuri absolut super. Băi, și da, cu toba aia, să fie puțină muzică și ține o băzutul pe acolo niște... Nu știu, ceva frumos să mă gândesc. Păi zi, ceva frumos. Dragoste cu gust de ciocolată. Dragoste cu gust de ciocolată, amăruie sau... Ciocolata albă, nu știu. Dragoste cu ciocolată, vorbe, vorbe, mai chide și vin odată. Mai chide și vin odată. Nu, mai bine vă las pe voi, că voi le aveți cu râimele, cu abureala. Și voi le aveți cu primitul. Și că voi le aveți cu... Băi, uite-mă cum spun, mă. Și că voi le aveți cu rime, voi le aveți cu abureala, deci șerpii, tot noi. Noi selectăm, noi facem selecție, na. Da, spunem. În primii ani, dacă îți mai aduce aminte, cum îți dădeai tu seama dacă lui îi place sau nu cadoul? Na. Cadoul? Da. Care sunt semnalele pe care ți le dădea că nu-i place cadoul? După reacție. După reacție, da, probabil că da. Deja e semn de protest ăsta. Asta e semn de protest. Deci îmi vine să mă întorc și cu spatele. Din Duban ne tratează cu inimioarele. Eu sunt aici la mijloc, în minoritate. S-au întors cu inimioarele la noi, ia uite. Trăiască Valentine's-ul! Măi, ce să zic, îți dai seama după reacție și nu dai greș, pentru că ajungând să-l cunoști așa cât de cât, vezi ce-i place, îl chestionezi un pic așa, știi? Și el nici nu poate să arate și atunci faci, vai, ce frumos! Și mai am 10 acasă. Ce frumos! Mă, nu contează dacă e de la ea, dacă e de la ea, îl pui acolo, în centru, ca și trofeu, nu contează. Asta spuneam, că orice femeie poate să-și ia un parfum, o floare, dar dacă e de la iubit, o presezi de acolo în carte, ții... Ce anume, floarea? Ca floarea. Mamă, ce cărți ar trebui să aveți, nenicule! Da, deci prima floare, primul... Deci așa suntem noi construite, genetic, ce vrei. Dacă am fi altfel, nu v-ar mai plăcea de noi. E o informație pe care ați primit-o. Pentru că dacă n-ați fi avut informația asta, ați fi putut fi și altfel. Da, sunt unele femei care sunt și mai bărbățoase, așa, dar eu nu sunt genul. Eu sunt dulce, așa, să te tovești. Ești dulce ca ciocolata, iar vorbele vin... Pe aripa dragostei, ca să folosim iară și cuvintele. Cu fata, da. Cu fata lui tata. Scoate o rimă până la sfârșitul emisiunii, scoate o rimă. Tu tot te gândești acum? Da, mă gândeam la asta, dar între timp m-am gândit, poate le împac totuși pe fetele mele să stea și cu inimioara la față, ca să zic așa. O să le arăt câteva imagini, un videoclip extraordinar, nu știu dacă sunt fane ruibii, băieți în general. Sunt convins că ele spane ruibii. Au ruibiștii francezi o figură extraordinară, nu știu dacă îl știi, pe Chabal, Sebastian Chabal. Îl știi? Este ceva așa, o forță a naturii. De la desembracă cu mașina, nu? O forță a naturii, cu boarbă, cu plete, cu odată, și am un videoclip extraordinar despre el. Așa că merită să rămâneți, ne întoarcem imediat cu fața. Așa e, cum am zis eu. Așa este, ne-am întors și nici nu știu cum să fac, mai avem foarte puțin timp, nu știu dacă să ne luăm la revedere. Lasă-mi mie puțin. Ia spune. Că am folosit cuvintele. Ai folosit cuvintele, dragoste, vorbe, ciocolată. Fii așa, am stat așa lângă dulcegărie și m-am opărit. O frază scurtă, stai puțin, am și o frază scurtă, mi-a venit o rimă. Dragostea, vorbe dulci de ciocolată și o floare parfumată. Deci că reclamă la pasta de din, tată, ce n-ai mai? Deci că reclamă la pasta de dragoste parfumată, să vii să mă mai minți câteodată. Bun, fii atent așa. Zice așa, dragoste cuvânt mărunt, vorbă semănată în vânt. Lasă-ne și du-te odată învelită în ciocolată. Eu iubirea nu mi-o cer de la ceva efemer. Dragostea mi este doar fața, dar iubirea mi este însăși viața. Mamă, te-ai primit-o pe Facebook asta? Oleu! Nu încurc iubirea cu dragoste. Corect. Nu încurc. Ce frumos! Mamă, de asta mănâncă asta caldă fiecare zi acasă. Ce zace el, mă, nu e că am primit și un mesaj de la nevasta mea. Așa? M-a auzit ce prostie am vorbit aici. Așa? Și mi-a zis în seara asta dorm pe preș. Și ai preșul atât. Pe preș, ai preșul atât. Livia, îl luăm la noi. O să doarmă în patul lui Licurici. Că tot e pregătit. De fapt, scopul a fost atins. Ai văzut ce zace el, mă, ce dragoste. Și ca să vedeți, la încheierea emisiunii, că totuși eu, ca gazdă, trebuie să fiu obiectiv, dați-mi voie din partea mea să vorbească acest clip minunat cu Chabal de la Ruby. Repede, hai! Cette année, pour la Saint-Valentin, offrez à votre amour le cadeau dont il rêve. Découvrez l'ourson Chabal. Attention, l'ourson Chabal n'est pas à mettre entre toutes les mains. Évitez de l'offrir aux âmes faibles et sensibles. L'ourson Chabal ne doit pas être laissé seul avec des animaux de compagnie. Ne pas regarder l'ourson Chabal droit dans les yeux. Avec le temps, l'ourson Chabal gagnera en puissance. L'apparition de taches de sueur inexpliquées peut être un signe de mécontentement de l'ourson Chabal. L'ourson Chabal n'est pas un jouet. L'ourson Chabal vous entend, même lorsque vous chuchotez. La nuit, l'ourson Chabal vous regardera dormir. L'ourson Chabal est indestructible. Si l'ourson Chabal s'échappe de sa cage, veuillez immédiatement appeler les secours. Cage vendue séparément. Bonjour, c'est Sébastien Chabal. Pour la Saint-Valentin, dites je t'aime, comme si c'était la dernière fois. Superb! Regulile lui Chabal o să vi le traducem mâine, finalul e cel mai important. Spune-i te iubesc, ca și cum ar fi ultima oară. Superb! Mulțumesc lui Chabal, vă traduc mâine restul. Îi mulțumesc din suflet lui Anes, ce data viitoare o să ne și cânte. Și nu în ultimul rând, Dan Lazar Band, care band a rămas înzăpezit, dar nu rămâne el dator. Până mâine, nu uitați, sunt Duban, dar mă tratez. Hai să ne vedem și mâine la 11:15 aici pe Antena 2.